fost pe fondul vitezei excesive. Acul kilometrajului a rămas blocat la 100. Martorii spun că la momentul producerii accidentului afară ploua torențial. Șoferul care venea dinspre Craiova avea viteză excesivă și a încercat să depășească o coloană de mașini. Norocul nu a fost însă de partea lui. Poți să spună la noi aici. S-ar putea cu mașini cauza furtunii, ploaie puternică. Au derapat poate cumva, cine știe, ori una pe aia ținut frânele. Ne-am deplasat cu o auto specială de lucru cu apă și un echipaj murd. La sosire, la fața locului, erau cele două autoturisme. Erau răsturnate, una pe mijlocul carosabilului, cealaltă în afara părții carosabile. Șoferul de pe dubă a fost scos de către cetățenii din martorii și echipajul smurt transportat la spitalul municipal. Conducătorul cele de-a doua autospeciale, cele de-a doua mașini a fost scos de către echipajul de la pompieri de la Strehaia și transportat cu ambulanța tot la municipiu, la Drobeta Turnu Severin. Șoferul vinovat de producerea accidentului venea din Tulcea și se îndrepta către Timișoara. Graba, viteza și ploaia sunt factori care au dus la producerea accidentului. A fost pe fondul vitezei excesive pe care a avut-o conducătorul unei auto-utilitare, ce a intrat în coliziune frontală cu o auto-utilitare ce venea din sens opus. A rezultat vătămarea corporală ambilor conducători auto, care au fost transportați la spital pentru acordare de îngrijiri medicale. Acul kilometrajului a rămas blocat la 100. Din cauza accidentului, circulația a fost blocată pe ambele sensuri mai bine de o oră. Circulația a fost oprită mai bine de o oră, iar acum se circulă bară la bară. Au fost oprite mașini pe o distanță de câțiva kilometri. Ambele victime au ajuns în stare gravă la spital. Am primit un pacient tânăr dintr-un accident rutier cu un politraumatism. Cel mai grav a fost traumatismul toracic cu leziune pulmonară. S-a intervenit de urgență, a avut și traumatism de claviculă, traumatism de gleznă. Cel mai grav, v-am mai spus, este traumatismul toracic. Astăzi, fiind stabilizat, a putut fi transportat pe cale aeriană la Spitalul de Urgență Floreasca. După ce își va reveni, șoferul vinovat va fi tras la răspundere pentru vătămare corporală din culpă.